Vă salut, dragii mei, sunt Dan Vodnar, profesor de gastronomie moleculară și biotehnologie alimentare în cadrul Facultății de Știință și Tehnologie Alimentelor, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca. Astăzi vă invit să descoperim încă un adevăr științific din spatele fenomenelor culinare, într-un nou episod de Știință cu sare și piper. La un moment dat, cu toții, am avut surpriza de a descoperi că legumele și fructele, tăiate prea devreme înainte de masă, au căpătat o culoare maronie. Acest fenomen se numește brunificare și este categoric de evitat. Cine și-ar dori să consume cireșe, caise, mere, cartofi sau avocado brunificate? Iată întrebarea de astăzi. Cum putem evita brunificarea legumelor și a fructelor? Haideți să înțelegem mai întâi explicația științifică. Acest fenomen apare în momentul în care leguma și fructul sunt tăiate, iar din interiorul celulelor vegetale se eliberează acizii fenolici împreună cu enzimele. Enzime care, împreună cu acizii fenolici și cu oxigenul, conduc la brunificarea legumelor și a fructelor tăiate. Însă, cu siguranță, ați văzut că sunt legume și fructe care nu-și schimbă culoarea, cum sunt tomatele, pepenele galben sau lămâia. Oare de ce se întâmplă acest lucru? Pentru că ele, în mod natural, conțin acizi organici. Unul dintre cei mai cunoscuți acizi este vitamina C, acidul ascorbic, care, practic, acționează asupra enzimelor. Inhibând enzimele, nu permite să se întâmple reacția de brunificare. Însă sunt multe alte metode pe care le putem utiliza în ziua de zi, în viața noastră de zi cu zi. Cum este, de exemplu, să supunem legumele și fructele tăiate la o temperatură de 10 grade Celsius. Practic, punându-le la o temperatură de 10 grade Celsius, se încetinește viteza de reacție a enzimelor la jumătate și procesul de brunificare de asemenea. Probabil că tratamentul termic v-ați dat seama că este încă un proces prin care putem inhiba enzimele. Prin tratamentul termic, de fapt, enzimele sunt inhibate, iar legumele și fructele care sunt supuse acestui tratament termic nu se mai brunifică. Însă, cu siguranță, ați mai experimentat acasă încă un fenomen. Murăturile niciodată nu se brunifică. Oare de ce? Pentru simplu fapt că ele sunt întotdeauna în combinație cu oțetul, care este acid acetic. Răspunsurile la întrebarea cum putem evita brunificarea legumelor și a fructelor sunt următoarele. Prin inhibarea enzimelor cu un acid. În cazul acesta putem utiliza sucul de lămâie sau prin gătirea și răcirea legumelor și a fructelor tăiate, care de asemenea încetinesc procesul de brunificare. Chiar dacă suntem tentați să credem că brunificarea și colorarea fructelor și a legumelor tăiate se datorează pigmenților, există mult mai multe explicații în spate care schimbă cu totul povestea. În cazul acesta, brunificarea enzimatică. Acesta a fost doar unul dintre adevărurile științifice din spatele fenomenelor culinare. Mai sunt multe pe care urmează să le descoperim împreună. Însă până data viitoare, nu uitați să adăugați pasiune și zâmbete în tot ceea ce faceți. Și puțină știință cu sare și piper, bineînțeles.